După elevi, a venit rândul profesorilor să susțină examenul național. Peste 500 de dascăli aspiră la un post de titular în învățământ. Ei vor susține mâine proba scrisă într-unul din cele două centre stabilite la nivel județean. În data de 17 iulie va avea loc proba scrisă pentru examenul de titularizare în învățământ. La nivelul județului sunt 539, au fost 539 de candidați înscriși. Dintre aceștia, repartizați pentru proba scrisă, adică validați, sunt 514. Vor susține proba scrisă în două centre de examen, la Colegiul Național Ion Minulescu Slatina și la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina. Aproape 20% dintre aspiranții la un post de titular în învățământ vor susține examenul pentru învățământ preșcolar. Concurență mare va fi și pentru posturile de titular la materiile de bază. Cei mai mulți candidați sunt la limba și literatura română, învățământ primar, 90 de candidați, la învățământ preșcolar, 105 candidați, la educație fizică și sport, 54, la matematică, 28, la celelalte discipline sunt într-un număr mai mic candidații. Rezultatele obținute de profesori la examenul de titularizare vor fi făcute publice pe 23 iulie. Cei nemulțumiți vor avea la dispoziție două zile pentru a depune contestație. Rezultatele finale vor fi făcute cunoscute pe 30 iulie.